Câteodată stau amestec cărțile. Serios, mă joc cu ele, mă mai uit la televizor, mă mai uit și la calculator, dar nu îmi pornesc niciodată. Ideea e în felul următor. Când vreau să găsesc o pereche de cărți, prima și prima oară este o mișcare. Trebuie să deschizi mâna la relativ 10 cm de pachet și în felul ăsta găsești 2 iași. Nu? Dacă ai găsit 2 iași cu ei, poți să găsești un șeptat. Asta e un truc care mi-a dedicat lui Bucanu, la cunoaște cineva astăzi. El este nebunit cu cifra 7 și tocmai de asta fac asta cu cifra 7. Dacă am găsit prima oară un șeptar cu 2 iași, clar cu ăștia 2 iași, pot să mai găsesc un șeptar. Mai exact și al treilea și al patrulea. Acum dacă aș vrea să găsesc un as înapoi, pocnesc o dată. Și am un as înapoi. Am mai exact și al doilea și al treilea și al patrulea. Și acum haideți să vă arăt la tot ceva cu două perechi. Foarte simplu de urmări. Luăm așa. 1, 2, 3, 4 ași. Și luăm 1, 2, 3, 4 șeptari. Încep foarte simplu. Pun 1, 2, 3, 4 șeptari. În fața jos, pe masă. Iar așa de la mine, din mână, trebuie să-i fac să se întoarcă pe rânjică, cu fața în jos, exact cum sunt ce fac și pe masă. Ideea e cum fac chestia asta. Prima oară, învârt cărți. Dacă le învârți odată, vedem că am una, două, trei, patru cărți, dintre care una era cu fața în jos. Dacă le stupur, am una, două, trei, patru cărți, dintre care două sunt cu fața în jos. Uite, dacă le mai învârți o dată cu patru ați văzut prima oară, am una, două, trei, patru cărți nouă, care trei de data asta sunt cu fața în jos. Astea trei și am mai rămas cu singur as. Dacă îl iau, îl învârț și pe ăsta. Am una, două, trei, patru cărți cu fața în jos. Patru ași, că asta am discutat. Să facem ăștia patru ași să se întoarcă cu fața în jos, exact așteptare. Acum, dacă eu sunt biclean și iau un șeptar și îl schimb cu un as, și aștept un pic. La mine în mână sunt 1, 2, 3, 4 șeptari. Și aici în jos am 1, 2, 3, 4 ași.